Tirul se îndrepta dinspre Slobozia spre Brăila când, răpus de oboseală, șoferul a adormit la volan. A intrat în plin în parapeții de beton de pe mijlocul drumului european 584, răsturnându-se pe partea sa stângă de mers. Din fericire, nicio mașină nu venea din sens opus în acel moment, pentru că astfel ar fi fost prinsă sub mastodont. Pe partea dreaptă însă se află o societate în curtea căreia sunt depozitați sute de saci cu azotat de amoniu, care se folosește la îngrășăminte agricole. După cum se știe, azotatul de amoniu este o substanță solidă, incoloră, solubilă în apă, foarte periculoasă, care întreține arderea și care poate exploda foarte ușor la încălzire. După ce s-a răsturnat, șoferul a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenția unui echipaj de pompieri pentru scoaterea lui din cabină. S-a intervenit pentru deconectarea bornelor acumulatorilor. Victima a fost extrasă pe trapa cabinei, după care s-au luat măsurile de siguranță și protejarea zonei. Din primele cercetări efectuate la fața locului, se pare că șoferul autotirului, datorită stării de oboseală, a dormit la volan, a intrat frontal în separatoarele de sens, după care s-a răsturnat tot pe carosabil, pe partea stângă a direcției sale de mers. Din fericire, în urma accidentului a rezultat numai vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto. La fața locului au sosit și echipaje CNADR care au încercat să mute mastodontul astfel încât traficul să poată fi reluat pe un singur sens. Încercăm să deblocăm o bandă, să poată circula pe un sens, și ulterior să vină și vama să ia vama dinăuntru și vom încerca să-l pun pe... Bărbatul a fost dus la spital, dar se află în afara oricărui pericol. Firma transportatoare trebuie să trimită o macara pentru ridicarea autotrenului de pe carosabil.